De exerciții pentru recuperarea scoliozei în cei dreapta, folosind elemente din jocul de handbal și fotbal. Scolioza reprezintă o afecțiune a coloanei vertebrale care constă în devierea în plan frontal, formând litera E sau C. În general, afecțiunea apare în zona coloanei dorsale sau lombare. Curburile coloanei mai mici de 10 grade sunt considerate deviații normale, scolioza apărând atunci când deviația depășește 10 grade. Câteva cauze ale apariției scoliozei în C sunt anomalii prezente la naștere, afecțiuni musculare sau nervoase, traumatisme, infecții, tumori și poziția incorrectă. Mușchii afectați în cazul unui pacient cu scolioză în C sunt trapezul, marele dorsal, ridicător al scapului, dințatul posterior, superior și inferior, pectoralul mare și mic, oblicii interni și externi, pătratul lombelor, iliopsoasul și micul psoas. În continuare, colegul meu Vlad o să execute următoarele exerciții. 1. Mers cu mingea ținută în minte asupra capului, se facă îndoieri de trunchi pe partea dreaptă cu ridicare genunchiului drept odată la un pas. 2. Mingea de fotbal se conduce lateral stânga, în timp ce se execută deplasarea, se vor executa răsuciri de trunchi spre dreapta cu ducerea mâinii stângi spre partea dreaptă a bazinului. 3. Din alergare ușoare se va pasa mingea în partea dreaptă cu mâna stângă la cuchipierul din dreapta acestuia. Pasa se realizează ca o azvârlire prin răsucire de trunchi. 4. Din sprijin pe genunchiul stâng și brațul drept se va executa dribbling cu mâna stângă. 5. Din stâng departat, pacientul așteaptă ca kinetoterapeutul să arunce mingea către pieptul pacientului. Acesta prinde mingea cu ambele mâini, după care va ridica brațele deasupra capului și va realiza o înclinare de trunchi. Cu răsucire spre dreapta, revine și împinge mingea înapoi de la nivelul pieptului. 6. Din alergare ușoară înainte, se pasează mingea de fotbal lateral stânga cu piciorul drept către kinetoterapeut. În timpul pasei, trunchiul se va răsuci spre partea dreaptă, odată cu ridicarea bazinului de pe aceeași parte. 7. Din stâng depărtat, kinetoterapeutul va arunca mingea către pacient la nivelul genunchiului drept. Pacientul va lovi mingea de fotbal cu genunchiul concomitent cu răsucirea trunchiului spre dreapta cu brațul stâng ridicat la piept. 8. Lovituri la poartă către stânga cu piciorul drept. 9. Din stâng, pacientul stă lateral dreapta față de kinetoterapeut. Se pune o minge de handbal între pacient și kinetoterapeut. Mingea e la nivelul umărului drept al pacientului. Se ține mingea între ei, fără a o lăsa să cadă, în timp ce pacientul ridică brațul stâng deasupra capului, concomitent cu ridicarea genunchiului drept. Se menține această poziție timp de 30 de secunde. 10. Din stâng depărtat, trunchiul înclinat pe partea dreaptă și cu brațele întinse sus. Kinetoterapeutul va arunca mingea către pacient. Acesta, după ce prinde mingea, își va îndrepta trunchiul și va împinge mingea de la piept înapoi către kinetoterapeut.